Aoleu, coaie, să-ți iau modurile în pulă, răduc. Salutare, doamne, salților, la un episod. Băi, coaie, hai, bă, nu le schimbă, bă, pula. Bine v-am găsit, fraților, la un episod, bă, de Samp. Am luat Crash fix când am dat pe F9, pac, Crash. Ok, hai să dezbatem aici un subiect despre animația care v-am promis-o, cea cu GTA. Dacă te-ai blocat, iar îmi trag ceva în maică-ta. Te blocași? Nici nu se vede jocul. Perfect, nu se vede. Coaie, de ce nu se vede pe OBS? Așa, l-am dat în window mode. De ce dracu trebuie să filmez? S-a blocat iară jocul. Coaie, adevărat, man? Sau pot să scriu? Pot să scriu, pula, pot să scriu, frate. Băi, luam iați modurile în... Fai... Capul meu, coaie... Să-mi bag... Băi, coaie, deci... Băi, frate, nu, deci... Eu da crești iar în pula mea, luați aș modurile în pulă răduc. Hai că le schimb, de ce modul? Pun GTA-ul normal în puii mei. Nu mă mai chinui acum pe episod direct. Ai, am pus GTA-ul normal. Frate, ce căcamă? Ai, nu zici, dacă dau și astea crești în puii mei. Deci nu știu, OBS-ul nu filmează în full screen. Sampu, nu știu de ce. Și când am dat în window mode, crești. Ce tare, frate, nu se crede așa ceva. Mamă, că astea cred că merg și în full screen, sau? Merg un căcat, le dau un window mode. Hai că astea nu dau crash. Așa, pui mei. Măcar nu mai da crash. Ok, bă, băieți, deja să dezbatem un subiect de ce sunt urdat așa de tare. Da, dar doar două linii, nu o să dau pe o linie, să fiu sigur. Deja o să dezbatem un subiect. Bă, nu neapărat din povară, dar un subiect care tot puneți întrebări în comentarii despre el, stai că o să spune sultanul. Și nu pot că... Aaa, am înțeles. Câte ore am? 19,7. Ia uite mă ce joacă Raul off-camera și nu vrea să vă oferi conținut. De-abia fac 20 de ore pe lună să nu mă dea ăștia afară în puii mei. Deci, hai dezbatem subiectul despre episod, despre... Deci știți că eu plănuiesc, pentru cei care sunteți noi pe canal probabil nu știți, dar eu plănuiesc să fac o animație cu GTA 5. Adică un film nou, animație de vreo 20-30 de minute, nu știu cât o să iasă. Deocamdată am făcut, vă dau spoiler, am făcut doar 15 minute din filmulețul ăla. Nu o să vă zic despre ce este, pur și simplu un film cu acțiune, șmecherii, betonii, marfăi, cum vreți voi să-i spuneți mai bine. Faza e că nu l-am terminat. Da, știu, săptămâna trecută v-am zis că probabil o să apară joia asta, joia trecută. Asta, de fapt, da, azi marți, de fapt nu, joia trecută v-am zis că o să apară, deci weekendul ăsta care vine o să treacă 2 săptămâni. Deci, sunt două variante, ori îl termin până joi, și dacă nu îl termin până joi, joi vreau să vă spun că o să plec în excursie undeva, nici eu nu știu exact unde, știu că e pe lângă Cluj, nu știu, nu mi-au dat multe spoilere ai mei, probabil vor să fie surpriză, habar n-am, dar... Adică bine, am văzut că de cât unde o să mergem, dar probabil nu o să dormim în peștera aia unde o să mergem, o să dormim la un hotel ceva, presupun. Deci, nu știu exact, de joi nu o să pot să postez, vineri, sâmbătă, duminică, duminică mă întorc. O să fac un vlog de vreo jumătate de oră, gen mare vlog, mare, de acolo cum a fost, pentru că nu o să postez daily vloguri, că n-am eu timp acolo să editez, să mă chinui cu laptopul, că laptopul nu e așa de bun și nu o să mă chinui cu laptopul să editez, o să fac un vlog de 30 de minute și o să filmez tot pe acolo unde o să mă duc chestii și o să-l postez duminică seara când o să ajung acasă. Așa, ce mai vreau să vă spun? Bă, frate, nu pot să nimic pula în jiu. Așa. Să revenim la subiectul cu animația. Ce fac cu animația? De ce nu postez? De ce n-am postat-o? Deci, sunt două variante. Ori o termin până joi, adică până poi mâine. Ceea ce este o variantă, pentru că mâine e ultima zi. Dacă mâine trag tare și termin animația aia, m-am scos, da? Și o postez joi, da? Dar nu sunt șanse mari. Așa că s-ar putea să postez miercurea viitoare sau marțea viitoare, pentru că luni nu prea am cum, că luni adică duminică nu o să am chef să o mai fac, să mai termin aia, și luni nu o să am cum să o postez. Probabil marți sau miercuri o să o postez animația. Deci ori joia asta, care sunt șanse destul de mici, v-am spus, ori marțea viitoare. Sau miercuri, sau când o să apuc, dar o să o postez săptămâna asta, săptămâna viitoare. N-am avut timp, pentru că la o animație e mult de muncit, credeți-mă, e mult. E noroc să editor, poate unii zic e ușor. Nu e ușor, să faci camera, movementurile, să faci totul perfect, să nu se iasă vreo greșeală, că după aia să zică ia, ha, uite fraier, ce n-am muncit o lună la un videoclip și eu vă mai greșeli.
Și la editat, pentru că eu nu fac doar aia în Rockstar Editor și gata, trebuie să și editez în Sony Vegas, iasă totul perfect, totul ca la carte. Bine, probabil nu o să iasă totul ca la carte, pentru că sunt începător la animație, dar vreau să fac totul cât mai bine la animația cu GTA 5 și o să mai fac chestii de genul dacă vă plac și dacă o să dați share, că dacă nu o să vă placă, nu o să mai fac chestii de genul, vă dați seama. Deci, da. Ce să zic, frate? Momentan vreo 12-13 minute cred că am făcut din animație și mai am de făcut. Adică a început acțiunea de ceva timp. Nu vă mai dau spoilere că o să vă prindeți. Dar nu, niciun caz, nu-i cu împușcături. De fapt, ba da, e într-un fel cu împușcături, dar încă n-am ajuns. Uite-l mă pe ăsta, frate. Băi, luați-a și motocicleta în sume. Da. Bă, cam atât am vrut să vă zic în episodul ăsta. Acum nu știu ce o să mai facem. Dacă mă întrebați de ce mă mai plin cu Sultanul, păi frate, am cumpărat Sultanul ăsta să nu mă plin cu el sau ce? Păi, așa mă plin cu Sultanul ca Barosanul, nu așa cu 40 chestii. L-am luat mai mult pentru roburi, dar roburi n-am prea mai dat. Deci, ce să fac? Stați. Deci, am rank 4, 104 zile. Deci, rank 4, 104 zile. Facțiune, ce pot să zic? Foarte tare am ținut. Mă așteptam, deci, în vacanță, am zis prin 18 august, mi se pare că am intrat în facțiune. Am zis, frate, stau o lună până începe școala. Am ieșit 30 de zile rank 2, forță. Sau rank 3. La 35 de zile e rank 3. De unde? Că am stat 100 și ceva de zile, 104 zile. Nu și o să stau, pentru că asta e facțiunea de suflet care m-a atras cel mai mult. Na, ce zic? Deci, bă, am spus, fiți pe fază ori joia asta, de deci joi. Deci nu mâine, deci nu miercuri. În niciun caz mâine, n-are cum să apară mâine, că nu o să-l termin până mâine videoul. Joi sau marțea viitoare. Sau luni, clar, nu cred că sunt șanse să postez luni. Poate, dar nu cred. Nu, și nu. Deci, încă în niciun caz, luni nu cred că o să apară. Marți sau miercuri, săptămâna viitoare sau joia asta. Depinde. Rugați-vă să fie joia asta, pentru că eu nu o să mai fiu activ câteva zile. Sau, nu știu, să filmez mai multe episoade de Sam sau deci. Văd, eu văd, naiba, aveți episoade de Prison Break până pe 1, da, până pe 1, adică mai 3 zile aveți de acum de jocul la Prison Break. Deci, nu prea. Mai aveți multe zile. Mă rog, văd eu, frate. O să vedeți că o să fie forță animația aia dacă o să o postez joi și o să aveți la ce să vă uitați până duminică când vin. Și plus că pe întâi, nu-mi dau seama, că pe întâi pică vineri și până vineri o să aveți episoade de Prison Break. Poate mai apucați să filmez câteva, să aveți până duminică, să aveți ce să vă uitați, naiba. Nu vă las așa în pierd activitatea, ultima, așa, ultima, pe ultima 100 de metri. Cât mai am aici și vă abonați, activi, pierzi pe aia, frate. De aia, trebuie să fii activ pe canal, întreții canalul, fii Barosanu. Da. Și o să încerc să fac și serie de GTA 5 modată, adică acum am la moduri, deci n-aveți idee animația asta cu GTA 5, câte moduri o trebuie să-mi bag, frate. Câte moduri, mă, de mașini, de nu știu ce, mod de haine, mod de o clădire, să poți să intri în clădire, mod de nu știu ce, mod de nu știu ce. Am, dacă nu mă credeți, deci pe F3 am un trainer, pe F4 am ăla Scripthook, ăla de la Scripthook, pe F5 am Menio trainer, pe F6 am ăla de pe online, care îl folosesc pe single player, desigur că nu intru pe online cu el să-mi iau bani, și pe F8 încă un trainer, dar nu știu exact ce trainer e ăla, nu știu, e mai ciudățel așa un pic. Bă, deci am, nu exagerez, cred că vreo 5-6 trainere am în GTA 6, frate, fiecare să fac ceva cu el, pentru că un trainer n-are toate funcțiile lui, la știi? Și întrebe, deci am multe chestii, frate, care m-am chinuit să le pun. Am și un mod cu închisoare, care nu mă ajută momentan la nimic, dar probabil în alta animație, nu știu, probabil o să fac și o animație Prison Break sau ceva de genul în care se evadează, nu știu, Franklin. De fapt, animația asta e cu Michael mai mult, deci Michael îi actorul principal în animație și probabil o să fac cu Franklin sau cu Trevor, dar mai bine cu Franklin, așa că Franklin e așa bătăuș chestii și cred că cu Franklin o să fac chestia aia cu închisoarea. Mă rog, v-am zis, dacă vă place, eu sunt să fac animații, n-am nimic împotrivă dacă vă place. Bă, cam atât am vrut să vă zic, un episod de 9 minute, dar n-a fost neapărat episod de Sam să facem ceva, zic că m-am plimbat un video cu mașina, am vrut doar să vă zic ce o să urmeze zilele următoare, ca să știți că după aia joi ce ziceți, proate bulanjiu, o să mai postează. A, deci v-am zis, duminică o să apară un vlog de vreo 30 de minute, sper să iasă atâta, că să filmez tot pe acolo, deci tot, că o să mergem în multe locuri, dar nu pot să fac daily vlog. Văd, dacă am net bun la hotel și nu mă enervez cu laptopul și o să pot să editez ca lumea pe laptop, probabil o să-mi iau un program de ăsta așa mai, care nu necesită atâtea chestii. Eu pe calculator editez cu Sony Vegas Pro 13, dar Pro 13 dacă îl bag pe laptop, aștept jumătate de oră să mi se încarce un videoclip de 5 secunde, deci nu cred că o să fie prea ok.
De aia, mă rog, ai vrasilor, sper că v-a plăcut acest episod. Eu mă duc să mai muncesc la animația aia de GTA 5 un pic, după mă culc și, bă, ce mai fac, mă rog, sală. De ce dau pe ăsta?